să știi că ești mereu steaua sufletului meu. O fi piesa mai veche, dar vocea aceea senzațională. Aceeași, mulțumesc. Domnul... E chiar o surpriză, nu știu unde ați găsit-o. Sperăm că plăcută, da? Am ascultat-o de foarte mult timp. Vă facem o copie imediat și dumneavoastră să aveți. Din 2002 doamna piesa asta. Doamna Miriță, luați un loc aici lângă prezentator. Ce faceți? 6 luni a trebuit domnului ca să vă ceară de soție. Da. Mult. Mult. Surprinzător. 6 luni. A fost dragoste la prima vedere. Pentru că o lună am stat cu inelul în buzunar. Nu găseam momentul. Nu pot să cred. Serios. Deci o lună erai... O lună am stat cu el în geacă. Dar mă gândeam unde, cum să fac. Și? Când a fost cu o săptămână înainte să o cer cu adevărat, m-am dus la Târgoviște, vreau să o cer în turnul Chindie, deși e clișeu, dar eu turnul Chindie, eu sunt târgoviștean, iubesc locul ăsta și am zis acolo o cer. Și a venit un vânt și o ploaie, știi? Și n-am putut să cer atunci. A mai trecut o săptămână, da. Și apoi a mai trecut o săptămână și până la urmă unde? Tot, tot acolo ne-am dus, am urcat frumos în turnul Chindie. Eu mă gândeam, mamă, ce, chiar o cer, chiar fac pasul ăsta. Îți dai chiar se întâmplă. Da, chiar se întâmplă și... Tot așteptam să plece turiștii, că mai erau turiști care făceau poze și am zis să fim numai noi doi și am stat un sfert de oră. Nu? Cred că m-a ținut un sfert de oră și... Și tu nu înțelegeai ce anebunie. Nu înțelegeam, bătea vântul. Și săptămâna trecută m-a adus și acum iarăși. Ideea e că era soare totuși, dar bătea vântul, era destul de frig și... Nu înțelegeam, mă uitam la el și îmi povestea amintiri din copilărie. M-am urcat pe zidurile alea, mă jucam. Zis, băi, nu l-am cunoscut așa, fi pățit ceva. Da, era ceva așa un pic ciudat, da, prea ciudat. La un moment dat i-am spus, uite, acolo e mănăstirea dealul, vezi, se vede. Da, i-am exact. Mai spusesem lucrurile astea, știi, aici este, acolo e plafotul prefectului, uite, acolo am stat eu în blocul ăla. Și la un moment dat... Nu înțelegea ce te-a apucat. Și am văzut că nu pleacă turiștii, mai erau pereche care... A, deci tu așteptai să fie și liber acolo. Da, să fie. Și ne-am dat așa cumva că e, turnul Chindie este așa rotund, în secțiune, și ne-am dat așa cumva să nu ne vedem cu ceilalți. Am stat așa, am luat o pauză destul de lungă. Iar nu înțelegea ce se întâmplă. Da, și se uita și mă uitam așa în jos și am spus... Și a zis exact așa, iubire, și a făcut o pauză. Prea lungă. Și zic, Doamne, zic, ce-am făcut? Zic, stai că urmează acum și aminti ceva și urmează să mă tragă la răspundere. Și... A căzut în genunchi? N-a căzut în genunchi, nu, s-a mai... N-a... Cred și... că a uitat. Iubire? Iubire, așa. Și acum? Și am spus... Cam așa, știi. Și într-un final, vrei să fii soția mea? Dar am uitat să scot inelul, știi? Și ea la un moment dat s-a uitat și a zis, iubire, nu glumi cu lucrurile astea. Și după aia mi-a să aminte, zic, stai că am și inelul. Stai că am venit pregătit. Și l-am scos, da, l-am scos, l-am oferit, da, a fost un moment frumos. Scos și... Mă, da, adevărul că iubire, trebuie să le spunem oamenilor, că este studentă în București, nu? La ASE. Dacă, la Universitatea București, Comunicare și Relații Publice. Așa, și iubire este și manechin. Este, așa am găsit-o. Deci n-ai contribuit cu nimic. Nu, n-am contribuit cu nimic. Foarte, foarte frumos. Păi, adevărul că dacă mă uit așa în gașca în care umbli tu cu Aurelius, la fel băiat frumos, uite-l și pe Ciucu l-am văzut. Băieți ăsta prezentabili. Uite, Rădu cu soțul Paulei, știi că e născut în aceea zi cu mine, mai mare cu un an. 2 august 80 este el, eu sunt 80. El e... Ale legătură, nu sunt nașii de la... Nu. L-am văzut acolo în poza asta. Nu sunt nașii, dar suntem și vecini și prieteni foarte buni. Foarte frumos. Ei bine, avem și imagini de la nuntă când doamna Maria Natură, pentru că așa e numele de familie, mama Natură, da. A fost eu cu ea. Eu am crezut că este un pseudonim, știi, și chiar când am vorbit... Prima dată și când am vorbit cu ea, am spus, așa te cheamă? Și ea a spus, da, vai, i-am spus eu atunci, dacă așa te cheamă, este un nume așa de frumos, încât cel care te va cere de soție trebuie să ți-l păstreze. Și acum pe ea o cheamă Maria era Natură Miriță. Era culmea să nu se țină de cuvânt. Și ți-ai luat și tu numele de ei? Că știu că așa e regulă. Nu, cum să fie? Nu e nicio regulă. Nu e o regulă că dacă ei numele, dacă soția are numele tău și își păstrează numele, să-l păstrezi și tu? Nu. Noi n-am întâlnit regula asta. Cred că suntem căsătoriți, adică cred că sunt valabile actele. Haideți să vedeți imagini de la nunta domnului Vlad Miriță cu Maria Natură Miriță. Dreams are holding up the sky. In the window, do they feel it? Have they seen it grow? Binecuvântat este Dumnezeul nostru.
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Ferește robul lui Dumnezeu, Vlad Constantin, cu roba lui Dumnezeu, Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii sunt imagini spectaculoase de la nunta voastră. Ne-ar fi plăcut să avem timp, dar lasă că o documentăm, că acum avem toată nunta, da. O aranjăm și pregătim mai multe momente și săptămâna viitoare. Am văzut acolo și pe mama ta, era undeva filmată și se uita așa cu emoție. Da, a fost foarte emoționată și cu atât mai mult că i-a plecat și ultimul copil din casă, ultima fată. Suntem patru, doi băieți și două fete. Și tu erai ultima care rămăsese inemăritată. Eu sunt cea mai mică, nu. Mai era sora mea care se va mărita luna aceasta, dar i-am luat-o înainte, cumva. Un pic. Dar cred că e foarte frumos, așa ca părinte, să vezi că toți copiii tăi se duc la casa lor și își continuă viața. Este foarte frumos, da. Cred că e o liniște pe care o simt, însă totodată, dintr-o casă plină de copii, să rămână casa goală este o schimbare majoră. Știi că nu i-a fost ușor, da. Mama soacră a fost foarte marcată de după, știi? Pentru că nu mi-a dat-o acasă până când am luat-o de sosie, știi? Nu pot să cred. Și atunci adică n-ați apucat să stați... Nu, frate. Păi tipicul vechi. Deci după. Ce vremuri! Deci fii atent! Ce vremuri, Vlad! Noi ne-am căsătorit civil cu o săptămână înainte de cununia religioasă, știi? Da. Și mai să nu miroase acasă de cununia civilă. Era un musafir acolo, au plecat la București și păi merge acasă. Păi să merg acasă, că zic, scrie Miriță pe ea acum. Nu, dar nu v-ați căsătorit religios. Da, de unde ești tu, Maria? Din București.
Din București. A, deci pleca acasă, nu pleca departe în provincie, pleca nu, în alt cartier. Dar aveam, nu, cununia civilă și nunta noi le-am făcut la Târgoviște, știi? Acasă și la toți musafirii erau acasă la mine, da, și vreau să mă iau la București, frate, nu pleca să rămân musafirii, dar am negociat un pic, da. Tu vorbești serios? Serios, vorbesc. Și cu mama soacră supărată. Dar zice, nu, merge acasă, cum? Păi după cununia civilă, religioasă ți-o las. Păi zic, băi, o săptămână acum. Ne luăm din asta. Da, ne luăm din asta. Foarte frumos. Da. Eu mă bucur mult că ați venit astăzi, așa, o familie frumoasă. Și știu că în ultima perioadă și tot am urmărit foarte multe acțiuni ale tale pe Facebook, pentru că voi aveți un grup, și când spun voi, mă refer la tine, la Aurelius, la mulți oameni care faceți tot felul de fapte bune, ajutați tot felul de persoane care au probleme. Sunteți niște persoane extrem de... Știi, se uită lumea la televizor și zice, cum sunt vedete, ce fac? E dar foarte credincioase, persoane care ajută foarte mult. Ne străduim, a apărut spontan, noi ne-am organizat așa într-o asociație. Ne-am unit. Ne-am unit, se numește asociația. Se scrie împreunat, ne-am împreunat. Unit. Da. Căutați pe Facebook, oameni buni, ne-am unit. Oamenii ăștia merită un like pentru că află de cazuri sociale și acolo se unesc și efectiv se duc să ajute oameni. Ce da, să știi că suntem de multe ori depășiți de voluntarii care nu fac parte din asociație, dar se alătură acțiunilor. Tot așa, nu reușesc să vină regulat, dar atunci când au ocazia, vin. Sunt anumite... Ne-am unit, căutați pe Facebook. Sunt anumite acțiuni care permit un număr mare de voluntari și vin foarte, foarte mulți. Sunt mulți pe care nici nu-i cunosc și au fost de multe ori la noi, da, la știi acțiuni. Știi că sunt multe oameni care se întreabă, bă, Vlad Miriță, l-am văzut mai devreme, Bogdan Vlădău, Aurelius Surulescu, da? Da. Să știi că Aurelius... Oameni care arată manechin la viața lor toți, s-au dus așa cu credința, cu biserica, că și pe Vlădău, dacă îl vezi, e da, cu... Da, a luat-o, frate, a luat-o ușor cu... așa și el, da. Să așează și el acasă. Că te uiți din trei postări, una e pe la o mănăstire, una e... La Vlădău, care la Vlădău nu prea vedeai postări de genul ăsta. Da, și are like-uri, fratele, acolo, știi, destul de multe. Foarte da, frumos. Să știi că Aureliu este cel care, de fapt, tu știi foarte bine, a jucat în Iubirea schimbă tot. Da, nu? Da, am auzit de clipul ăsta. Încă da, e un clip... Alături de sora mea. Și de sora ei, pe care o va lua de soție el în 28 mai acum. Nu pot să cred! Pentru că la nunta noastră, el a spus Mariei, știi că vine momentul cu buchetul. Da. Problema cu buchetul. Toate fetele s-au adunat acolo și el a spus ceva la ureche, n-am văzut ce s-a întâmplat, știi, și la un moment dat i-a zis 1, 2 și când a zis 3 s-a dus fuga și le-a pus Elena în brațe, știi? Surorii și tale. El stătea pe margine și zâmbea așa. Deci a fost treaba exact cum ai zis, așa se și întâmplă. Deci acum la niciun an se căsătorește. Pentru cei care se întreabă cine se căsătorește acum la niciun an, intrați pe YouTube, căutați piesa Iubirea schimbă tot, iar oamenii care joacă în videoclip sunt persoanele despre care noi vorbim. Soț și soție în clip, soț și soție nici în viața nu putea de să zi iasă zi. Clip așa bine, nu erau credibili dacă nu era treabă iubirea reală. Adevărată. Domnul Vlad Miriță, aveți o voce senzațională. Nu, noastră rămâneți aici, doamna Maria, nu gata, plecați. Gata. Cântă domnul. Domnul Vlad Miriță și închide vesta. Măcar aici să cânt eu, știi, dacă acasă nu. Aici să cânt eu, dacă acasă nu. Ce piesă cântați aici? Este o piesă a lui Andrei Tudor, cel care ne-a compus cântecul mie și lui Nico pentru Eurovision. Și o piesă pe care eu cu Marcel Pavel vrem să o punem într-un proiect care urmează să-l facem împreună, Cei trei tenori. Vrem să o facem și împreună. De asta am și ținut foarte, foarte tare. Deci, să Cei trei tenori, tu, cântăm. Marcel Pavel? Eu și în ultimele noastre concerte a fost Andrei Lazar, unul dintre cei mai buni tenori ai momentului. Foarte tare. Trei tenori, vă așteptăm aici la emisiune. Venim cu tot drag. Niște voci extraordinare. Oameni buni, el este Vlad Miriță, un băiat extraordinar cu o voce senzațională. Andrei Tudor, te salutăm și abia te așteptăm aici la emisiune cu toată familia, pentru că e un băiat, un compozitor de nota 100. Cântă Vlad Miriță. Ascultă-mi, ti giuro che la mia vita cambierà. Stavolta capirai che ti lascio sola. Domani un altro giorno, un'altra vita mi aspetterà con un vero amore.
solo te